Din nou în direct, doamnelor și domnilor, noi evacuări la Azovstal, 264 de soldați ucraineni, inclusiv 53 de persoane grav rănite, au fost evacuate din oțelărie în ultimul bastion al rezistenței ucrainene în orașul Mariupol, a anunțat ministrul ucrainean adjunct al apărării. 16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Garnizoana din Mariupol și-a încheiat misiunea de luptă desemnată, iar Comandamentul Militar Suprem a ordonat comandanților unităților militare de la uzina Azovstal să salveze viețile personalului, a adăugat acesta. De asemenea, declarația a menționat că eforturile de salvare a soldaților rămași în Azovstal sunt în curs de desfășurare. Între timp, într-un discurs video către națiune postat pe rețelele de socializare, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina are nevoie de eroi în viață. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Rusia a ajuns la un acord cu militarii ucraineni asediați în ceea ce privește evacuarea răniților de la oțelăria Azovstal, a anunțat luni Ministerul Rus al Apărării. Cel puțin 3668 de persoane au fost ucise și 3896 rănite în Ucraina de la începutul războiului declanșat de Rusia la 24 februarie, potrivit estimărilor ONU. Se crede că bilanțul real este mult mai mare.